Salutare! Bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu. Sunt Florin Rogojinaru și astăzi vom analiza top 10 situații din serialul The Vampire Diaries. În cele 8 sezoane și 171 de episoade câte au fost până acum, sunt câteva aspecte pe care sunt sigur că tu nu le-ai observat, iar eu am făcut acest clip ca să ți le arăt și să ți le scot în evidență. Haideți să analizăm împreună. Numărul 10. Daemon și puterile din episodul pilot. Daemon optează pentru o abordare destul de teatrală atunci când o salută pe Elena și îl chinuie pe Ștefan, pe Ștefan. O să-i spunem Ștefan că e mai simplu. Ok. Hi, bird. It's not creepy or anything. Unul dintre lucrurile stabilite aici sunt puterile lui Daemon de a controla ceața cât și păsările. Puteri care nu mai apar în niciun alt episod după aceea, probabil pentru că păreau foarte ciudate. Mai ales din moment ce Daemon a fost prezentat ca un răufăcător intimidant la începutul sezonului 1. În cărți, Daemon își poate schimba forma într-o cioară, cât și poate controla vremea într-o anumită măsură. Fapt care explică de ce serialul îi prezintă aceste abilități, deși pentru scurt timp. I'm sorry. It's a fog. It's making me foggy. And then back there there was this bird and it was all very Hitchcock for a second. That is the bird movie. Silas îi întâlnește pe cei din The Originals. Când familia Michaelson a fost introdusă pentru prima dată, s-a creat mult scandal deoarece ei erau primii nemuritori. Mai târziu, revendicarea gloriei de către originali este luată, după ce este introdus un nemuritor mai bătrân, Silas. Silas, that he needed to stay buried. I actually hold witches in high esteem. Yeah, but why Silas? Why are you so afraid of him? They said if Silas rises, he'll unleash hell on earth. I happen to like earth just the way it is. Moștenirea lui Silas nu este ceva nou pentru vampiri, deși nu putem spune același lucru și despre ceilalți muritori. So, it's a cure for immortality? Human blood is the life force of an immortal. În toată onestitatea, această gaură a fost reparată atunci când originalii au fost restituiți ca fiind primii vampiri nemuritori. Deși Silas, care avea foarte multe lucruri în comun cu ei, a fost descris ca fiind un simplu nemuritor. Vampires are nothing more than a disgusting perversion of me. I'm unkillable, I'm immortal and I'm psychic and to function I need human blood, but don't ever call me a vampire. Numărul 8. Câți dintre voi ați observat că verbina nu a fost mereu la fel de disponibilă? Jurnalele vampirilor înlocuiește usturoiul cu o plantă numită verbină, drept o substanță care nu numai că îndepărtează vampirii, dar și îi slăbește, dar protejează și oamenii de influența lor. And right now, you wanna kiss me? What the hell? În Mystic Falls, disponibilitatea verbinei tinde să varieze în funcție de necesitățile poveștii. Din când în când, găsirea substanței necesită contactarea unui dealer de plante. My God, it's beautiful. It's something that I've had forever and I've never wanted to give it to anyone until now. I'd very much like it if you wear it for me for good luck. Is that rose that I smell? No, it's an herb. Iar în alte dăți, verbina curge prin oraș ca apa. În general, era mai greu de găsit în primele sezoane, când era folosită ca fel de bază. Dar episoadele târzii au arătat diferite moduri în care putea fi consumată substanța, astfel că necesita un surplus mai mare de plante. Numărul 7. Unde e Jenna? Că nu e pe lumea cealaltă. The Other Side, cealaltă parte, este un fel de purgatoriu pentru vampiri, vrăjitoare sau alte creaturi cu puteri supernaturale, toate în afară de Jenna. Mătușa Elenei este transformată într-un vampir și omorâtă la scurt timp după aceea, dar Jenna nu apare niciodată pe cealaltă parte, nici măcar când mătușa sa Elena este blocată acolo. Într-adevăr, moartea Jennei a fost unicată printre vampiri, fiind transformată și omorâtă în aceeași zi, neavând timp să rănească niciun om. She's not dead. She's in transition. În episodul 20, sezonul 3, Esther explică faptul că Jenna era liniștită și reușise să evite cealaltă parte, doar că se simte ca un petec aici, făcând referință
la gaura poveștii. She doesn't know the torment of the other side. Though made a vampire, she remained pure. And she knows peace. 6. Vampirii mai bătrâni se presupune că sunt mai puternici. Vechimea în muncă a vampirilor este destul de importantă, din moment ce forța fizică este direct proporțională cu vârsta creaturii nemoarte. Acest lucru este adevărat doar parțial, din moment ce loviturile emoționale pot egala puterile adversarilor. Faptul că mânia este de ajuns pentru a micșora distanța dintre nivelurile abilităților dintre nou-născuți, ca și Elena sau Caroline, și al vampirilor bătrâni de secole, face ca această lege a vârstei să fie egală cu zero. Totuși ar trebui să fie o limită în legătură cu puterea emoțiilor, astfel luptele ar fi mereu câștigate de cel care își dorește să supraviețuiască mai mult. Numărul 5. Bunny nu a reușit să observe faptul că Catherine nu a murit. Ancora este o entitate care servește drept ancoră către cealaltă parte, astfel încât fantomele, creaturile fantomelor, pot trece. În sezonul 5, Bunny este forțată să devină ancoră, așa că, atunci când Catherine moare, Bunny nu are nicio scuză să nu știe că dublura ei a trecut pe cealaltă parte. Then I guess this is how our love story ends. Am uitat să te întreb, care e personajul tău favorit din serial? Nina Dobrev, Damon sau... Bunny ar fi simțit când Catherine a murit, o experiență pe care vrăjitoarea a îndurat-o de destule ori încât să știe la ce să se aștepte. Deși Catherine a fost transformată într-un om, ea era tot o dublură. Numărul 4. Logan și regula invitației. O slăbiciune tradițională a vampirilor este faptul că trebuiau să fie invitați într-un cămin, deși uciderea deținătorului era o cale prin care se putea evita slăbiciunea. Probabil una dintre cele mai uimitoare aparențe ale acestei slăbiciuni apare odată cu Logan, când acesta, odată transformat în vampir, nu mai poate intra în propria casă. Regula invitației pare să fie un deranj, dar se poate ca numele lui Logan să nu fie pe contractul casei. I'm a small town on the rise news guy, and next thing I know, I can't get into my house because my foot won't go through the door. You have to be invited in. I know. I live alone. Oh, that sucks. Numărul 3. Stefan nu i-a salvat pe Elena și pe Matt. Pentru o persoană normală, salvarea cuiva care se află într-o mașină în timp ce se scufundă pare ceva impresionant, dar un vampir cu superputeri ar trebui să poată să salveze mai mult decât o singură persoană. Într-un caz în care istoria se repetă, Stefan are de ales dacă să o salveze pe Elena sau pe altcineva, dar acesta nu are niciodată a treia opțiune, aceea de a-i salva pe amândoi. Stefan a dovedit că este un vampir cu o putere incredibilă care poate arunca oamenii ca pe niște jucării. My body is exploding with power, Damon. I can hear things from far away. I can see through the darkness. I can move like it's magic and the guilt, the pain. Numărul 2, magia lui Bunny. Bunny este, bine, discutabil, unul dintre cele mai importante personaje din jurnalele vampirilor. Vrăjitoarea fiind de neprețuit în momentele în care povestea are nevoie de puțină magie ca să poată continua. Mai ales în sezoanele finale, când puterile lui Bunny devin la fel de puternice ca ale unui zeu, astfel încât reușește să se bată cu diavolul în sine, iar mai târziu își folosește magia pentru a șterge iadul. Luând în considerare că Bunny petrece majoritatea sezoanelor din mijloc fără puteri, măestria de care dă dovadă atunci când le primește vine ca o surpriză, mai ales că Bunny își folosea mereu puterile ca să ajute pe toată lumea. Numărul 1. Regulile inconsistente ale leacului. Leacul este Sfântul Graal din Jurnalul Vampirilor, un obiect unicat care inversează efectele imortalității. Odată înghițit, recipientul începe să îmbătrânească normal, dar leacul poate fi pierdut dacă tot sângele deținătorului este pierdut.
It's just running through your veins right now. Your blood is the cure, Catherine. Does that clear things up for you? Pe scurt, se știa că doar un nemuritor poate fi vindecat, dar acest lucru a fost schimbat atunci când Stefan și Elena erau cei care făceau schimb de sânge. It's this great weapon that could bring about the end of the vampire species. A cure. He said there was a cure. Se poate ca Silas să fi mințit că trebuie să consumi tot sângele deținătorului, dar asta nu explică cum în sezonul 8 Bunny știa că e nevoie de un singur păhărel. Dacă ți-a plăcut modul cum am abordat acest clip și serialul, te aștept în secțiunea de comentarii, mai sunt și alte clipuri în care eu am vorbit despre seriale și vor mai urma, așa că abonează-te! Mulțumesc!